Turbulența este același vânt, dacă să o luăm așa în termenii de la sol. Deci, unica diferență e că la sol avem vântul din două direcții, să zic așa, deci noi îl percepem ca pe vânt care nu ne poate face niciun rău, cel puțin la moment. Întind în aer, mai apare o direcție care lumea nu e obișnuită cu acest vânt. De aer, fel de fel, zgânăvesc căluțe, avioane nu-s bune, departe de realitate. Deci este vorba de masă de aer prin care se plasează un corp, în cazul nostru avionul. Avem câteva feluri de turbulențe. Este turbulența care se află în proximitatea solului, da? Deci este o turbulență orografică care e datorită faptului că se plasează masă de aer și urmăresc relieful terenului și dacă avionul nu merește în el în apropierea solului, deci dă un pic de turbulență, cum am zis că mișcările astea verticale sunt cele mai turbulente. Avem alte turbulențe care sunt datorite norilor, da? Deci în nori ăștia cu dezvoltare pe verticală avem turbulență foarte puternică. Deci noi nu intrăm nici de cum în nori ăștia, adică încercăm să evităm. În unii nori scutură mai puțin, dar noi putem evita chiar toți, adică unii trebuie să trecem care nu sunt periculoși. Ceea ce vede pasagerul când vine în avion este un vârf de iceberg. Deci zborul începe cu mult timp înainte și este ceva care în spatele lui este o muncă foarte enormă. Nu neapărat doar a unor oameni. Deci noi suntem cei care suntem facilitați în cazul nostru, că piloții sunt cei și stoarele bor care îi văd pasagerii. Sunt foarte multă lume care stă în spatele acestei munci, începând de la tehnicieni, ingineri, serviciile de la sol, controlori de trafic, serviciul meteo, chiar persoanele care fac o muncă enormă, care nu se vede. Dar ce ține de zborul exact înainte de zbor, undeva cu o oră înainte de a începe ora de colare, se încep, să zic așa, toate operațiunile legate de cursa care urmează a fi. Deci echipajul vine cu cel puțin o oră înainte de zbor. Întâi se ia la bani mărunți toate de actele care sunt pentru curs, adică dacă sunt ceva restricții, ceva acte neverificate sau care ar trebui verificate înainte de zbor. Deci în sala de briefing, unde piloții își fac briefing-ul la tot echipajul, ce curs urmează, dacă avem ceva probleme, dacă nu avem, dacă avem cum le rezolvăm, cum conlucrăm în timpul zborului. În timpul acesta, serviciul tehnic de inginerii au partea lor de muncă la avion. Deci ei verifică avionul care a venit din zborul anterior, starea tehnică, actele dacă sunt semnate. În timpul ăsta fac inspecția, verificarea avionului dacă nu a apărut ceva la ultimul zbor. Deci trebuie să spun că un avion este limitat și în timp, dar mai puțin. Deci este vorba că avionul este cu mult diferit de exploatarea unei mașini, ca să iau așa pe înțelesul tuturor. Deci o mașină o cumpărăm, o întreținem și în timp degradează, cumpărăm alta. La avion e altă chestie, fiind că el este un mijloc de transport care trebuie să fie foarte sigur, se fac foarte multă muncă pentru el. Adică avionul nou care iese de la uzină, să zic, el are foarte multe mecanisme și foarte multe agregate între însuși care sunt limitate în timp. Adică de la câteva luni până la poate câțiva ani unele din ele. Nicădând la faptul că avionul zboară, ori nu zboară, unele din ele oricum expiră. Adică degradează datorită faptului că chiar nu sunt folosite. Și ele oricum, la un anumit timp, foarte bine stabilit și definit, trebuie să schimbate. Toată lumea vrea să fie făcut toate lucrurile cum trebuie. Și dacă un motor trebuie schimbat, spre exemplu, la 10.000 de ore, nimeni nu ajunge la 10.000 de ore și se uită la el și spune nu, îl mai ținem 2-3.000 de ore. Că nu, arată frumos, adică nu e defect, nu. Deci chiar dacă el arată la moment impecabil, oricum trebuie schimbat.
Adică că sunt unele chestii care nu pot fi văzute decât la o investigație profundă. Adică trebuie dezasamblat, verificat, asamblat înapoi și între timp schimbat ceea ce era explorat sau nu arăta bine. Deci cam așa lucrează în aviație toate chestia asta. Deci nu neapărat un avion de 20 de ani este o mașină de 20 de ani. Deci un avion de 20 de ani are certificat de naștere de 20 de ani, să zic așa. Dar întrânsul este întreținut foarte bine tot. Ați văzut că se zboară în orice timp, orice vreme, orice condiții, marea parte a anului împrejur. Deci, când vine vorba despre operarea de iarnă, ați văzut că sunt depuneri de zăpadă, ghețuși, care într-un fel afectează și aviația. Este o filozofie foarte bine stabilită, deci se numește ceva de genul filozofia aripii curate. Deci nu trebuie să fie niciun pic de impuritate pe aripă înainte de decolare. Sunt fluide speciale, lichide, să le spun așa, cu care se prelucrează, ați văzut, dacă a zburat iarna înainte de decolare, după îmbarcarea pasagerilor, se stropește aripa și ampenajul cu aceste lichide. Deci, să zic, unul din ele topește stratul de gheață sau stratul de zăpadă care este pe aripă. Celălalt este un strat de protecție care îi permite avionului să fie curat, adică să nu ai depuneri pe el în prima fază a decolării, până la câteva mii de fiți. Chiar dacă nemerește o pasăre în motor, sau să zic, lovește ceva care este vital pentru avion, nu degradează starea de zbor a avionului. Mă refer dacă nemerește o pasăre în motor, să zicem că era o pasăre mai mare, un focosterb, să zicem, se oprește motorul. Deci dacă apare incendiu, piloții sunt foarte bine antrenați la simulator. La fiecare 6 luni, piloții merg la simulator, unde antrenează ceea ce nu poate fi antrenat în avion în timpul unui zbor comercial. Cederi de motor, incendiu la motor, scurgere de lichide, toate minunile astea. Inclusiv faptul ăsta, când nemerește o pasăre în motor, motorul se siguranțează, se oprește și un avion zboară foarte bine cu un motor. Uneori, când lovește, să zic așa, un avion fulger în aer, nici nu se simte, pentru că este de obicei la o verificare mai minuțioasă, care piloții o anunță maintenance că posibil a fost lovit avionul, doar se vede doar așa, ca un blink la ecrane, posibil a fost ceva. Și ei găsesc o gaură mică, până a intrat o gaură mică, până a ieșit toată minunea asta, dar nu apar probleme grave. Deci, de regulă, chiar dacă se întâmplă, nu prezintă niciun pericol. Chiar dacă avionul, să zicem, e plin cu combustibil, plin cu oameni vii, nu supără nimeni. Piloții trec într-o perfecționare continuă. Deci, de la faptul că chiar dacă un avion este produs acum 10 ani, datorită faptului că se îmbunătățesc o mare parte a unor, să zic așa, mecanisme afară, lucruri noi în aviație care se implementează, piloții sunt nevoiți să ne pasă. Deci, pe lângă faptul că fac aceste antrenamente practice, se trece și pe la teorie, adică se trece odată la 6 luni înainte de a merge la simulator, se face verificarea teoretică a cunoștințelor la fiecare pilot. Deci, după aia se merge la simulator, la 6 luni. Odată în an este obligatoriu ca să-ți prelungești licența, să zic așa. Adică ca să-ți menții licența de pilot, trebuie să faci această verificare. Și în baza acestui verificare de cunoștințe teoretice și practice, se emite licența pentru pilot pentru un an înainte, într-un an viitor. Și să mă credeți că dacă nu faci față, ești plecat. Ar fi binevenit chiar și un zâmbet, un cuvânt bun spus la locul lui. Și după ce vorbesc cu, de obicei cu instructorile de bord, ei devin mai calmi. Uneori putem să-i luăm de mână, să mai stăm cu ei de vorbă. La un moment dat, ei uită deja de frică, de fobii și de zbor în genere că sunt în avion. Eu vreau să fac apel la ei să nu le fie frică de aviație, că nu este ceva de mut. Deci este ceva de perspectivă.
așa, am venit eu în aviație, se zbura convențional, să zic așa, la ora când am venit eu. Deci, de când sunt eu în aviație, s-a dezvoltat foarte mult aviația. Deci, luați același banal GPS. Deci, nu era acum, în anii 90. Deci, acum nu se mai poate zbura dacă nu-l ai, să zic așa. Dacă înainte, să zic, o cale aeriană, un tunel prin care se zboară în aer, da? Deci era de dimensiunile 10 km, 15 km. Deci un avion, dacă se afla undeva de aici, să zic, până la Ștefan cel Mare, era în limite. Adică era precis, exact, era unde trebuie. Păi acum se merge la 10 de metri precizia. Deci un avion trebuie să fie în precizia de 10 metri, în 3 dimensiuni. Înțelegeți? Deci se evoluează foarte mult. Trebuie să fim pregătiți pentru ceea ce se poate întâmpla mâine, să fim la zi, să nu ne surprindă evenimentele. Eu cred că aviația are viitor și tot ce va urma, într-un fel sau altul, va fi legat de aviație, de oceanul ăsta care ne înconjoară de aer.